Se dau plățile compensatorii pentru foștii mineri care luna aceasta au ieșit din sistem. 489 de foști angajații Societății Naționale de Închideri Mine Valea ar fi trebuit să intre astăzi în posesia banilor. Însă numărul lor a scăzut cu unul după ce o femeie a decedat în perioada de preaviz. Din cei 488 rămași mai sunt câțiva care nu și-au încheiat preavizul din diferite motive. Însă și problema lor va fi rezolvată în scurt timp. 488 de disponibilizați au fost, pentru că trebuie să vă spun, o doamnă a decedat în timpul preavizului de la Mina Paroșeni și au rămas 488 de disponibilizați. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, își vor primi banii 470 dintre ei. De ce 470? Pentru că aceștia au lichidarea, preavizul terminat în totalitate și lichidarea terminată. În cursul zilei de astăzi mai urmează să termine încă doi preavizuri, încă doi salariați și mai rămân încă vreo 16 care au întârziat din cauza problemelor de sănătate, au început preavizul mai târziu sau fie și-au întâlnit preavizul cu concediu medical. Disponibilizații au putut opta pentru felul în care să-și primească banii pe card sau cash. Toți cei care au optat pentru a-și primi banii prin caserie, adică în mână, îi vor primi prin caserie, restul îi vor primi pe card. În cursul zilei de astăzi, întrebănii la toată lumea. Quantumul plăților compensatorii este de 32.500 de lei brut, iar suma pe care o primesc este de 27.300 de lei net.